Bună ziua tuturor celor care vizionați acest video! Am să fac o etalare despre secrete, să vedem ce secrete se pot afla în viitor apropiat, apar în viața voastră, le descoperiți, vi se dezvăluie, ce revelații veți avea în viitorul apropiat, despre ce, despre cine. Și ca să fie mai particularizată această etalare, o voi face în trei variante. Numărul 1, albă, piatra albă, numărul 2, piatra verde, numărul 3, piatra roșie. Așadar, alegeți una dintre aceste variante, alegeți o carte. Să vedem cartea numărul 1, cartea numărul 2, cartea numărul 3. Să vedem secretele care le veți afla în viitorul apropiat. Despre ce, despre cine? Ce secrete sunt în viitor? Prima variantă, a doua sau a treia? Alegeți intuitiv și să vedem la varianta numărul 1. Varianta pietrei albe. Secretul care îl aflați este despre cineva foarte orgolios și foarte mândru. Veți afla de cineva care e foarte încrezut, poate, aici poate fi vorba de o persoană foarte încrezută, plină de sine, să zic așa. Aflați poate despre o rivalitate. Aflați despre o rivalitate. Aflați despre un noroc. Poate că norocul vostru este că sunteți o persoană mândră sau că aveți rival. Deci veți afla de ce noroc e pentru voi această situație. Exact, pentru că vă duce, poate că voi sunteți foarte mândre, foarte sigure pe voi, pentru că voi aveți un dar, un talent, că pentru că voi lucrați, pentru că aveți niște recompense. Aici, cumva, ori aflați de o persoană foarte mândră, foarte orgolioasă de munca sa, de realizările sale, de succesul său, poartă noroc. Este voi, poartă noroc această persoană, sau îi purtați noroc. Deci, cumva aveți motive de mândrie, de orgoliu, dar puteți afla și de o rivalitate care o are o anumită persoană pentru norocul ei, pentru reușitele ei sau voi. În orice caz, aveți noroc. În orice caz, aceste rivalități, aș putea să spun, că vă poartă noroc. Deci, acestea sunt secretele care le aflați. De niște rivalități, de o persoană mândră, făloasă, să zic așa, vanitoasă, o persoană încrezută, poate, care e sigură pe sine, care știe ce vrea și se vede poate puțin și mare în concepția unor persoane. Dar ea, de fapt, are de ce, are cu ce, cum se spune, adică își merită să se bucure de succesul. Ea se bucură, de fapt, de succesul ei, nu neapărat că se dă mare, ci se bucură de succesul ei, de norocul ei, pentru că știe că a muncit. Deci e o persoană care muncește. Puteți fi chiar voi această persoană, care voi știți că nu vă dați mare, ci vă bucurați de succesul vostru. Vă spune succesul în gura mare, cum ar veni. Nu ascunzi că ești o persoană care ai niște reușite, niște realizări, pentru că știi că ai le meriți, ai muncit pentru ele. Ai și noroc, sau mai degrabă spus, îți vezi norocul, tu știi să folosești norocul. Deci cumva ai succes și triumf pentru că tu folosești oportunitățile, tu atragi oportunitățile prin gândirea ta pozitivă, dar strânești și rivalități în gelozie, în invidie. Cam asta e ce afli la secrete care le afli. Deci poți să le afli foarte curând, acestea, prin pe neașteptate. Pe neașteptate, secretul care le afli mai poate să fie că vei avea o oportunitate de un serviciu, ceva care să-ți dea o oportunitate de câștiguri mai mari, să te facă să fii mândră de talentele tale. Poate că tu ai un talent, dar până acum poate nu ai avut așa ocazia, n-ai găsit oportunitatea să-ți pui în valoare acest talent, această activitatea ta, profesia. Văd că îți vin niște daruri, cadouri, poate că te mândrești cu un cadou, cu un dar pe care l-ai primit de la cineva. Asta e secretul, afli de cineva care a primit niște daruri, cadouri. Poate să fie și acest lucru și te dă mare, cum ar veni, și arată, uite ce am primit, ce propunere în căsătorie am primit de la XY și ce cadou mi-a făcut, ce inel, ce lucru de valoare sau altceva, ce mi-a mai cumpărat. Aici poate fi și de o persoană care este o persoană care face niște servicii și a primit niște cadouri. A primit niște cadouri sau a făcut niște cadouri cuiva și cineva s-a dat mare. Poți afla de acest lucru de o persoană care s-a dat mare cu cadourile primite de la o anumită doamnă, spre exemplu. Afli de această persoană. De niște cadouri, de niște bijuterii, poate, sau afli că ești invidiată pentru că tu ai niște bijuterii, spre exemplu, aici, dar tu le-ai muncit, le-ai cumpărat sau poate chiar nu sunt pietre prețioase, ci sunt niște bijuterii obișnuite, dar alte persoane te invidiază că consideră că tu le ai.
dar pot fi prețioase, nu neapărat. Deci, sfaturi sau ce sfaturi prețioase dai tu și cineva te invidiază pentru asta sau primești și iar te invidiază, consideră că, mă rog, ești o rivală, dar nu te deranjează. Acum, la unii poate să fie și în sensul adevărat al cuvântului de un păun. Vă face surpriză, deci vedeți un păun sau creșteți păun. Cine știe, asta e norocul vostru. Cine știe, aici pot fi chestiuni care țin și de realitate, ca nu numai simbolistică. Da? Deci aveți a face cu persoane și o persoană mândră, orgolioasă, vanitoasă, poate încrezută, dar pare că e încrezută și pentru care, cu ce, că arată bine, că are un talent, că a primit niște daruri de la cineva, că a fost apreciată, care noroc, își cumva e mândră de norocul, de succesul său, de triumful său asupra unor dificultăți, asupra unor rivalități în viața de zi cu zi. Haideți să vedem și la varianta numărul 2. Ce secrete? Aflați de cineva care este într-o stare de prigioniera sau singur, abandonat. Aflați poate și de o persoană care și-a pierdut prietenii sau secretul care îl aflați voi, îl aflați de cineva care nu vă este prieten. Deci aflați că sunteți singuri, că nu aveți prieteni, că poate aflați de o sarcină aici. Deci un secret care îl aflați de o sarcină. Aici poate fi și acest lucru. Aflați poate de o reuniune, cumva într-o reuniune, într-o întâlnire, aflați de cineva care are probleme cu legea. Poate să fie și de partenerul vostru care v-a abandonat și v-a rămas cu copilul. Aici puteți afla, spre exemplu, că vă eliberați de partener. E surpriză, e secretul acesta este care îl aflați, că partenerul bagă divorț de voi, spre exemplu, sau aflați de cineva care este închis, aflați poate de cineva care e bolnav, cineva care și-a pierdut prietenii. Aici eu văd că mai aflați secrete care le aflați undeva într-o aglomerație, într-o adunare sau poate care are legătură cu un eveniment, ceva unde cineva rămâne singur, pierde pe cineva sau are o problemă. Aici apare un copil sau cineva care e închis, poate că are probleme. E o naivitate aici, într-o adunare, are legătură cu familia. Cumva, orică voi sunteți izolați de familie, cumva familia preferă, nu, vă dă la o parte, cum ar veni, vrea să vă ia copilul, spre exemplu, poate să fie și acest lucru, să vă îndepărteze de copil. Sau văd că descoperiți acest lucru că nu sunteți într-o binevăzut sau poate că aflați de cineva din familie care are probleme, ori de sănătate, ori de o sarcină cu un copil, ori cu un copil, are probleme cu un copil, spre exemplu, are probleme cu un copil. Această persoană poate fi, deci, într-un grup de familie, când te întâlnești, poți afla veștile acestea sau se reunește familia din cauza unei probleme, unei izolări, unei singurătăți sau a unei sarcini nedorite. Aici văd, acestea sunt secretele care aflați astăzi, viitor apropiat. Poate fi de o trădare, de o înșelătorie, de o pagubă, poate fi chiar un secret care aflați de o pagubă, cineva care a fost păgubit sau să nu vă păgubească pe voi. Familia, cumva, că vă dă la o parte, pe voi vă exclude dintr-o întâlnire, dintr-un eveniment. Sau mai apare o situație, un secret care l-a aflat legat de o nouă cunoștință. Copilul care a intrat într-o pagubă, într-o neplăcere din cauza vreunei persoane false, unui fals amic. Cineva care a rămas singur și a pierdut prietenii, ori voi, ori altcineva, că aici sunt secrete care le aflați, pot ține de voi sau pot ține de altcineva. Deci cineva care a avut familie, copii și a pierdut totul, spre exemplu, are probleme cu legea sau l-a abandonat familia sau aici a fost o naivitate, a fost naivă și a rămas singură, a rămas într-o pagubă, a rămas într-o pierdere sau cineva care a riscat ceva și a făcut o pagubă familiei, a făcut o pierdere pentru că a crezut că poate, că se descurcă, că are reușite, etc. Cumva e o astfel de situație la această variantă. Vezi legate de copii de un eveniment.
aici sau de o întâlnire în care aflați niște secrete. Haideți să vedem la a treia variantă. Secretele care le aflați pot fi chiar legate de o haină de stat, poate fi legat de o agresivitate, de o întârziere ceva. Deci aflați niște secrete care țin poate și de o haină de stat sau de un bărbat. Pot ține de un bărbat. Da, pot ține de un bărbat, are niște secrete, de gelozia cuiva, de invidia cuiva, de niște răutăți aici care pot ține și la nivel de societate. Cineva vă urmărește aici poate secretele, pentru că țin și de o chestiune legată de o haină de stat. Aveți de-a face cu niște persoane puțin perverse, văd aici, dușmănoase, care fac niște servicii mărunte, dar ele care pot fi în legătură cu chiar cu niște secrete de stat, spre exemplu. Dar pot fi și mai, aici mai degrabă văd perfidii, văd gelozii, văd răutăți sau are legătură cu un partener. Aveți de-a face cu niște persoane care vă fac niște crize de gelozie, de invidie, de răutate, vă întârzie niște lucruri, vor să vă facă niște greutăți, niște pagube. Acestea sunt secretele care le aflați. Deci aflați de vreo doamnă geloasă, invidioasă, de vreun domn gelos, invidios, de cineva care folosește, e puțin agresiv, verbal, fizic. Aici poate fi și o agresivitate care încearcă cumva să-și impună un punct de vedere într-un mod așa mai ostentativ, agresiv, să zic, cu tupeu așa sau cu lipsă de educație, de bun simț, de respect. Afla secrete. Aici chiar sunt secrete, deci chiar le aflați. Pot întârzia acestea, la voi chiar pot întârzia aceste secrete să vedeți o realitate, să aflați un secret, pentru că aici e multă perfidie, aici este și multă dușmănie, aici este răutate, deci s-ar putea ca aceste persoane. O să vă dați seama, poate că există ceva prin răutățile care se întâmplă în viața voastră sau în afara voastră, că aici puteți afla despre alte persoane, răutățile lor, perfidiile lor legate și de o relație, legate și de niște servicii mărunte care se fac, legate și de haina statului sau de ce se întâmplă cu chestiuni care țin de o haină de stat, deci nu de o instituție, ci de o haină de stat. Aici pare mai degrabă niște răutăți, niște perversități, niște amatlăcuri poate sau niște dușmănii, să zic așa, care sunt făcute niște obstacole care sunt puse în cale cu intenție pentru că aveți niște dușmani voi sau altcineva și de aici vin niște probleme, niște consecințe. Cam asta e din ce pot să spun și la această variantă pentru secretele care le puteți afla în curând de la cine, despre ce ar putea fi, sunt citiri generale, energii generale. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc că ați vizionat acest video. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!